Și câteodată, și întotdeauna ești ghidat, da? Orice ai auzit, orice ai citit, de unde ai vedea, când te trezești tot mai mult și mai mult, ești tu. Da? Din firul tău ai ieșit, ești doar tu. Tot ce auzi, tot ce vezi. Și mai vezi, nu te gândi la bani, la alta, ba gândește-te la bani, nu te gândi la aia, fă așa, nu fă așa, gândește-te la natură, nu te gândi la roboți, numai la natural, nu te gândi numai la natural, gândește-te și în partea aia să ușurezi viața oamenilor, să fii omul sănătos. Posibil este tot. Nu uita, tot ce auzi din afară ești tot tu, culmea. Toate gândurile, toate fricile, toate bucuriile și nebucuriile tale, toate sunt proiecții și toate sunt răspunsuri, toate sunt întrebări. Ajungi să înțelegi, totul ești tu. Și cu cât ții mai frică să faci ceva, să gândești într-o direcție, aia se proiectează sau nu. Acolo e. Nu-ți fie frică de nimic. Un pic cita vieși la minte și înțelegi plus minus că totul e viu și totul ești tu. Că găinile care aleargă, tot e din tine, da? E viu. Totul e viu și te gândești de două ori dacă le mănânci sau nu. Aia o paranteză mică, așa, nu aruncați cu pietre în mine. Sau peștele ăla care înoată, la fel. Tot ești tu. Și de acolo tai din tine dacă nu ai grijă ce mănânci, să zicem, da? Și tai din și te gândești pe urmă, de ce mă doare nu știu unde sau de ce nu am nu știu ce bani sau de ce, da? Acolo e ceva care mai gândim. Dar în rest, peste tot arunci, dacă îți vine o idee minunată, dacă e pasiune și te simți foarte bine, de ce să nu faci asta? Dacă nu e bine, ai să faci un cerc de 18 ani, uite, mi-au venit acum, și te întorci înapoi și o iei de la capăt cu altceva. Dacă ai timpul tot din lume și știi că l-ai, liniștit și fără frică, faci ce trebuie să faci. Cred că asta vreau să zic. Că mi-a apărut la un moment dat, am zis de job, și mi-a apărut la un moment dat, nu te mai gândi la bani, nu te mai gândi la bani când faci ceva. Ei, nu. Dacă am tot gândit așa, până se șterge și se dizolvă, tot așa vin gândurile. În clipa asta, cum e? Mă duc și mi se dă ceva gratis? Nu mi se dă nimic, da? Trebuie să fac ceva, trebuie să fac ceva, să ajung undeva ca să se întâmple lucrurile. În clipa asta o trăiesc, da? Că se dizolvă și se transmute mai departe, aia e altceva. Dar în clipa asta, așa o simt și așa merg mai departe, bun. Și mai ce? În jurnalul meu. Cam asta cred că vreau să zic. Da, fără frică, încerci, te bagi, faci, dregi. N-ai cum să iubești ceva și să urăști altceva. E împreună, trebuie să-ți placă. Mie trebuie să-mi placă despre mine, despre tine e vorba, despre mine, da? Eu cu cine vorbesc? Eu cu mine, bun. Trebuie să-ți placă tot. Să iubești totul ca să se transmute și să se transforme. E ca și cum, nu că să-ți placă, dar cumva observând lucrurile. Le observ și că mă uitam ieri la un film. Ceva se face, ceva ajunge nu știu unde, unde nu mai e nimic și lumea e și dezastru și nu știu ce. Și la ajungi la un nivel, da, te trezești și te gândești, trebuie să focusezi numai unde e bine, unde e bine. Ei, și ți apare la un moment dat așa ceva și ce să zici? Nu, 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 asta nu. Ei, când ai zis nu, asta nu, gata. Ai pornit ceva ce nu ai nevoie de un timp sau nu știu cât în viață să tot vezi. Și atunci a apărut ceva, da? Cu dezastru și nu știu ce. Observi. Trimiți lumină și dragoste și în direcția asta. Și ele se transmită. Când te uiți la un om și omul e cumva, da? Într-un fel. Că nu încerci tu să-l schimbi. Că n-ai cum să-i spui. Măi, omule, schimbă-te. Tu dinăuntru tău vezi într-un fel. Și trebuie să-ți placă și felul în care îi așa cumva.
Și din așa cumva el se transformă în ce ți-ar place ție, că oricum omul e acolo unde e și rămâne acolo unde e și face cum știe el. Dar în viața ta se echilibrează lucrurile după amprenta și inima ta. Și atunci asta te înconjoară, cum te liniștești tu înăuntru, așa se liniștește și totul în jur. Nu știu ce am zis.